Citit, din Isaia, din capitolul 21 la 23, avem din nou o porțiune mare din Scriptură, o porțiune dificilă de înțeles. Trebuie să recunosc că porțiunile profetice și mai ales cele cu nuanțe apocaliptice sunt extrem de dificile pentru mine. Eu mă simt mult mai confortabil în Noul Testament, mai ales în epistole, unde tot e sistematic, unde tot e logic. Când mergem în Vechiul Testament și mai ales în cărți ca și Isaia sau Daniel, lucrurile devin foarte dificile, foarte rapid. Parcă terenul derapează repede pentru că trebuie ca să înțelegem contextul mult mai bine, trebuie ca să înțelegem cultura mult mai bine. Cultura Noului Testament, deși este total diferită de cultura noastră, este totuși o cultură elenistică, o cultură cu care avem ceva legătură. Adică putem citi, de exemplu, Romani și să urmărim foarte logic ce se întâmplă. Sau putem citi Efeseni și să urmărim foarte logic. Citim Isaia și unele porțiuni, pentru că este deseori citată în Noul Testament, mi se par foarte familiare, dar multe alte aspecte, multe alte capitole, de exemplu, cum am citit de la 13 la 20 și acum de la 21 la 23, când le citești așa la prima vedere, nu știi de unde să le apuci. Nu știi, adică dacă chiar vrei ca să înțelegi ce se întâmplă, trebuie să stai lângă text cu enciclopedia biblică, cu dicționarul, ca să știi care e sus, care e jos, care e dreapta, care e stânga. Și avem tendința aceasta ca să răsfoim peste ele și să nu extragem din ele bogăția care există acolo. Și așa cum am zis data trecută, este imposibil ca să ajungem într-un timp foarte scurt, să ajungem la un mare detaliu în aceste texte, dar vreau ca să avem câteva puncte de reper în așa fel încât când mergem înapoi și recitim, și citim cu atenție, ca să știm cum să regăsim cumva parametrii în care am putea să înțelegem care este învățătura acestor capitole pentru noi astăzi, pentru că au o semnificație foarte mare. Isaia ne învață, am zis și data trecută, să privim cu ochii profetici, să privim în viitor, să privim în prisma viziunii lui Dumnezeu și să lăsăm acea viziune, să lăsăm acel viitor ca să influențeze, să schimbe felul în care noi acționăm astăzi. Da? Viitorul nostru influențează acțiunile noastre de astăzi. Atunci când ai o viziune asupra unui viitor care Dumnezeu îl lucrează, care Dumnezeu îl rânduiește, se schimbă felul în care gândești despre ce trebuie ca să faci astăzi. El ne învață să avem o viziune profetică asupra lumii. Și am văzut în capitolele 13 la 20 faptul că Dumnezeu este suveran peste toate națiunile și peste tot ceea ce înseamnă nedreptatea din această lume. Și am văzut cum ar trebui să ne raportăm la această nedreptate care există, am zis, de la nivel mondial până la nivel personal, atunci când înțelegem care este viziunea profetică care ne-o prezintă Isaia. Isaia ne arată în acele capitole, la 13 la 20, 5 declarații profetice împotriva națiunilor și am privit printre acele 5 declarații și am văzut viziunea care ne-o prezintă Isaia. Acum în capitolul 21 la 23 avem parte de încă 5 declarații profetice. Și trebuie ca să ne punem întrebarea ce vrea să ne arate Isaia. Ce viziune profetică vrea să pună în mintea noastră. Ce imagine vrea ca să pună în mintea noastră încât să înțelegem viitorul care Dumnezeu îl croiește în așa fel încât să aibă un impact în prezentul nostru. Isaia vede per total lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare într-o lume decăzută. Asta este mesajul principal al cărții Isaia. Profețiile lui scot la iveală că toate lucrurile sunt lucrate de Dumnezeu în istorie în așa fel încât să ducă la o răscumpărare finală, o răscumpărare care vine prin Iisus Hristos și o răscumpărare care și acum este în desfășurare până în ziua reîntoarcerii lui, când totul va fi făcut nou. Dacă am văzut săptămâna trecută felul în care trebuie să ne raportăm la nedreptatea care există, la
problemele care sunt aruncate asupra noastră de tot ceea ce înseamnă lumea aceasta, cred că Isaia vine și ne aduce altă provocare. Lumea nu vine doar cu probleme. Lumea nu vine doar cu lovituri. Lumea vine cu tot felul de tentații. Lumea vine cu tot felul de pofte. Lumea vine cu tot felul de promisiuni. Lumea vine cu cultură și societate și artă și bani și tot felul de lucruri care există. Și trebuie să vedem cum ne raportăm și la ele. Dacă înțeles cum ne raportăm la suferința care există, cum ne raportăm la celelalte tentații, la celelalte probleme care se prezintă nouă în lume. Isaia, așa cum am zis, ne prezintă 5 civilizații în aceste capitole. Și deschideți, vă rog, la Isaia, să stăm în aceste capitole din 21 în 23 și vedem aceste 5 prorocii. Prima este prorocia împotriva Babilonului, 21, de la 1 la 10. Și vedem că prorocul vede o viziune cumplită în acest sens, versetul 1 și 2. O viziune care îl înspăimântă pe profet. Dar Babilonul, vedem în versetul 5, de exemplu, Babilonul este preocupat cu plăcerile vieții și nu are timp de amenințările lui Dumnezeu. Și ca atare, sfârșitul lor este deja clar. Versetul 6 până la versetul 9, vedem că sfârșitul lor este clar. Semnalul de alarmă pentru noi aici este clar. În Babilon nu există nicio speranță pentru noi. Nu căutați speranța în Babilon pentru că nu există. A doua prorocie este prorocia împotriva lui Duma sau a Edomului. Edomul strigă în versetul 11, cât mai a rămas din noapte. Noaptea arătând foarte clar asuprirea lui Dumnezeu, suferința care este peste această lume. Și răspunsul este un fel de tăcere. Reveniți mai târziu, 21 cu 12. Nici aici nu găsim niciun fel de speranță. A treia este Arabia. Isaia ne arată în versetul 13 până la 15, refugiați care fug în deșertul Arabiei să scape de probleme, de suferință. Dar vedem și aici că căderea Arabiei este iminentă prin decretul lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 16 și versetul 17. În alte cuvinte, nici aici nu există nicio speranță. După aia urmează Ierusalimul, numită de Isaia Valea Viziunii. Tristețea prorocului pentru poporul său este evidentă. Dacă citiți acasă cu atenție de la versetul 1 la versetul 8 din capitolul 22, vedeți faptul că rezonează cu Isaia tristețea pentru propriul lui popor. Vedem rădăcina păcatului, care am văzut-o de repetate ori în cartea Isaia până aici, în versetul 8 la 11, capitolul 22, și anume că chiar poporul lui Dumnezeu se încrede în el însuși și nu în Dumnezeu. Și ca atare nu au nici ei nicio scăpare și nu au nici ei nicio speranță. Și ultima prorocie este pentru Tir, așa prezentată de Isaia ca și seducătoarea lumii, care până la urmă vedem că va fi într-adevăr consacrată sau sfințită de Dumnezeu. Vedem că tot pământul va plânge căderea Tirului, dar nimic nu poate sta împotriva poruncii și planului lui Dumnezeu. Vedem că Dumnezeu vrea chiar și căderea ei ca să fie pentru răscumpărarea ei. Vedeți din versetul 15 la 18 în capitolul 23. Ce vede Isaia, viziunea sa profetică? Ce vede el în aceste 5 civilizații care le prezintă Dumnezeu în viziunea lui? Hai să luăm pe rând, să interpretăm aceste viziuni și să vedem care este pictura, care este tabloul care este în gândul lui Isaia atunci când privește la aceste profeții. Care este viitorul care Dumnezeu îl prezintă, ca să putem înțelege după aia care sunt implicațiile pentru noi, care au fost implicațiile pentru el. Care sunt schimbările care ar trebui să producă aceste viziuni a viitorului pentru noi astăzi? Prima este
Babilonul. Dar nu îi spune Babilon, Isaia o numește pustia de lângă mare. De ce? Babilonul era o putere politică și militară fantastică, dar nu era lângă mare. Dimpotrivă. De ce acest titlu ciudat, pustia de lângă mare? Scopul lui Isaia este să atragă atenția asupra speranțelor deșarte a omenirii și să aducă înapoi la singura speranță, și anume la Dumnezeu. Ce spune Isaia prin această sintagmă, pustia de lângă mare, este combinația cea mai tragică. Pustie, adică un deșert care nu poate să susțină viață, și marea, pustietate de apă, apă sărată, apă cât vezi cu ochii și totuși nu poți să o bei și totuși nu te ajută să supraviețuiești. Altfel spus, moarte curat. Pustia de lângă mare. Deșertăciune totală. Mesajul este clar prin felul în care prezintă Isaia Babilonul. Nu te încrede în Babilon. Nu admira puterea ei. Nu tânji influența ei. Este o speranță deșartă. Este o pustie lângă o mare. Adică oriunde te întorci în această țară, oriunde te întorci în acest concept, fie spre pământ, fie spre mare, ești pierdut. Dacă te duci spre pustie, vei muri în deșert. Dacă te duci spre mare, vei murea înnecat într-o apă care nu-ți folosește la nimic. Speranță deșartă. Profeția despre Duma. Isaia vorbește despre Edom aici și îi spune din nou Duma, nu spune pe nume. Foarte interesant cum parcă e vag intenționat Isaia în prorocia lui. Duma înseamnă tăcere. Isaia folosește acest joc lingvistic. Edom devine Duma. Edom devine tăcere. De ce? Pentru că Dumnezeu nu are niciun cuvânt de speranță pentru ei, doar tăcere. Ați văzut în versetul 11, se strigă, străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte și răspunsul este tăcere. Întoarceți-vă și veniți iarăși. Nu am niciun răspuns pentru voi acum. Strigați către mine, strigați cât mai este suferință, strigați pentru ajutor și răspunsul este tăcere. Pictează Isaia un tablou cumplit, tablou în care strigăm pentru ajutor și primim tăcere. În alte cuvinte, nu pune speranța nici aici. Profeția despre Arabia, din nou avem un truc lingvistic, dacă vrem să-l numim așa. Cuvântul tradus Arabia din ebraică poate fi citit Arabia, dar poate fi citit și întuneric. În limba ebraică se folosesc doar consoanele. Când el aceste două cuvinte și le pune una lângă alta, ele sunt același cuvânt, practic. Și Isaia vine și spune, Arabia este doar întuneric. Soarele apune peste civilizațiile voastre, spune Isaia. Lumea se stinge, totul merge înspre întuneric. Nu există nicio speranță în nicio societate umană. Toate se îndreaptă spre întuneric. Vreți să mergeți să vă refugiați acolo? Acolo este doar întuneric. Credeți că acolo este speranță? Credeți că acolo veți găsi lumină? Acolo este doar noapte. Asta este mesajul lui Isaia. Urmează profeția despre Valea Viziunii, despre Ierusalim, care este cea mai tristă dintre cele cinci. Isaia vorbește ironic atunci când se referă la Ierusalim ca și Valea Viziunii. Uitați ce spune Isaia. Da, Ierusalimul ar trebui să fie muntele din care vine viziunea, din care vine revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu ar trebui să fie acolo, în cetatea lui, și de acolo ar trebui ca să vină viziunea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu. Dar acest munte, probabil că se face o aluzie la muntele Sionului prin acest contrast al numii o vale. Acest munte a devenit o vale. Cetatea Ierusalimului este pe un platou elevat. Așa trebuie pus o cetate. Gândiți-vă, de exemplu, la Popasul Romanilor, la Porolisum aici, da? Este plasată sus, pe un deal.
De ce? Ca să ai viziune, ca să ai vizibilitate, să vezi în distanță. Din vale, nu vezi. Vale este punctul dezavantajos. Acolo ești blocat de pădure, de deal. Și Isaia vine și spune despre Ierusalim, tu ești valea viziunii, este o ironie. Tu ar trebui să fii sus și să vezi, să ai revelația lui Dumnezeu, tu ești poporul ales al lui Dumnezeu, ai cuvântul lui Dumnezeu, dar ai devenit o vale în care nu mai vezi nimic. Crezi că vezi, crezi că știi, crezi că cunoști, dar ești în vale. Uitați cum descrie psalmistul, în psalmul 48, cu versetul 2. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, ca înălțimile Țafon, așa este muntele Sionului, cetatea marelui împărat. Când Isaia vine și o numește Valea Viziunii, este o insultă. Așa în mintea noastră de astăzi, wow, Valea Viziunii, ce frumos. Nu. Uitați cum descrie Isaia în capitolul 22, în textul nostru, de la versetul 11. Dar nu vă uitați spre cel ce a vrut aceste lucruri. Nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit. Și totuși Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Dar iată în schimb veselie și bucurie. Ce zice Isaia? Nu vă uitați spre Dumnezeu. Sunteți preocupați cu poftele voastre, cu distracțiile voastre. Ar trebui să fiți în muntele lui Dumnezeu, ar trebui ca să fiți în locurile preasfinte, ar trebui ca să stați în mijlocul revelației lui Dumnezeu, dar voi sunteți în vale. Profeția despre Tir. Tir este prezentat în acest text ca și o prostituată, ca și o curvă. Spune textul că are legături cu toate națiunile. Traducerea Cornilescu, traducerea, noua traducere este mai clară. Tir se prostituează cu toate națiunile. Este o traducere mult mai fidelă. Să ai legături cu toate națiunile sună bine. Să fii o prostituată cu toate națiunile, parcă nu. Da? Este ceva cum funcționează și România. Ai noștri ne spun că avem legături cu toți, dar de fapt ne prostituăm, ne vindem țara. Cam asta e înțelesul. Prezentată ca și o prostituată care cucerește lumea prin seducția ei, prin averile ei, prin comerțul ei. Isaia a început această secțiune de prorocii cu Babilonul și încheie cu Tirul, pentru că Babilonul și Tirul reprezintă în spectrul acesta a societății două poluri opuse, dar care prezintă o întregime a ceea ce înseamnă lumea. Babilonul fiind o putere politică, o putere militară foarte mare și Tirul fiind o putere economică, societate de comerț, de tot ceea ce înseamnă valori monetare, tot ceea ce înseamnă transferul și așa mai departe. Biblia percepe pământul acesta căzut în aceste termeni. Undeva un amalgam între ce înseamnă Babilonul și Tirul. Uitați-vă cum prezintă Apocalipsa, cum prezintă Ioan în Apocalipsa lumea aceasta. Apocalipsa 18 cu 2. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărui păsări necurate și urâte. Și în Apocalipsa 17, de exemplu, Ioan spune, apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecatea curvei cele mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Isaia încearcă să ne arate prin aceste prorocii, de la Babilon până la Tir, tot ceea ce înseamnă gama de speranțe deșarte, de la Babilon la Tir, de la putere la seducție, de la politică la comerț. Nu contează dacă ai fost cucerit de puterea și siguranța falsă a Babilonului sau dacă ai fost sedus de promisiunile hedoniste a Tirului. Nu contează dacă te-a atras siguranța armatei, puterii politice sau dacă te-a cucerit banii și promisiunea fericirii din Tir. Toate sunt deșertăciune pentru că sunt speranțe
falsă și toate vor fi distruse, ne spune Ioan, toate vor fi nimicite, fie că vorbim de puterea Babilonului, fie că vorbim de curvia Tirului, toate la oaltă vor fi distruse, pentru că toate ne aduc departe de Dumnezeu. Ce vrea să ne arate Isaia? Asta este întrebarea. Prin această viziune, prin acest tablou, prin aceste cinci profeții, ce vrea să ne arate Isaia? Sau altfel spus, ce e relevanța pentru noi? Care este relevanța pentru noi? Viziunea lui Isaia în aceste capitole răspunde la întrebarea cum ar trebui credincioșii să se raporteze față de lume, față de societățile în care trăim, față de culturile în care trăim, față de valorile în care ne desfășurăm. Dacă săptămâna trecută am răspuns la întrebarea cum ar trebui să ne raportăm față de persecuție, față de nedreptate, astăzi trebuie să vedem cum ne raportăm față de lucrurile care nu sunt rele în sensul că ne persecut. Cum te raportezi față de valorile lumii care sunt prezentate înaintea ta, față de seducția lumii, față de promisiunile ei? Cum le privești, cum le înțelegi, cum acționezi față de ele? Cum trebuie creștinismul să se raporteze față de lumea în care trăiește? Pentru că ne aflăm aici, ne aflăm undeva între Babilon și Tir. Aflăm în România. Nu suntem nici cei mai puternici, nici cei mai slabi, nici cei mai bogați, nici cei mai săraci. Avem destule din toate încât să avem cum să ne rătăcim. Dacă am fi săraci cumpliți, poate că ne-am întoarce spre Dumnezeu. Dacă am fi extrem de bogați, poate că am vedea binecuvântarea Lui. Dar suntem exact la locul potrivit ca să fim pierduți total. Nu suntem nici prea puternici încât să ne credem cei mai... Nu suntem nici prea slabi încât... Suntem chiar la mijloc. Și totuși avem toate elementele necesare încât să rătăcim. Există trei posibilități care pot fi presupuse în felul în care creștinismul se poate raporta față de lume. Prima este creștinismul se poate supune lumii, credinciosul se poate supune lumii, adică să se uite în jurul lui și să zică asta este lumea în care trăiesc, astea sunt parametrii în care trăiesc, astea sunt valorile societății în care trăiesc, n-am decât să subordonez credința mea în această societate. Și cât timp societatea este cât de cât în pas cu valorile noastre creștine, este foarte ușor. Cât timp societatea nu ți impune ca să calci anumite valori creștine, este foarte ușor. Dar vedem din ce în ce mai mult că vremurile au trecut. Societățile care le-am considerat cele mai libere, acum încep și să bat de probleme mari. Statele Unite. Ești împotriva căsătoriei homosexualilor? Pușcărie. Nu ești de acord cu avortul? Vei fi persecutat. Și vine și în România. Am intrat în Uniunea Europeană, va trebui ca să dăm darea cezarului. Să nu credeți că fondurile europene sunt gratis. Unele trebuie răplătite monetar, altele trebuie răplătite moral. Dar vom plăti. Vom plăti. Am intrat în această legătură, în această relație cu Babilonul și cu Tirul, vom plăti. Ei ne dau putere, ei ne dau susținere, ei ne dau bani, dar pretind. Pretind să ne aliniem la valorile lor. Nu că am avut noi niște valori cu atât mai bune, dar cât de cât valorile dinainte erau compatibile. Comunismul măcar, deși era anti-Dumnezeu și anti-religie, moral vorbind, încerca să promoveze niște valori care erau compatibile cu creștinismul. Să nu furi, că te băgăm la pușcărie, nu? Să nu curvești, să nu... Deci avea niște valori care... Uniunea Europeană zice, prostituția nu e crimă. Libertate. Avortul nu-i. Uitați-vă la o grafică, de exemplu, despre ceea ce înseamnă rata de avort în România înainte și după comunism. În 1991, rata de avort este fantastică. Ceva de genul, pentru fiecare copil născut, 5 sau 10 copii sunt avortați în perioada aia. Nu mai țin, cred că minim 5, dacă rețin. Deci 100 de copii născuți, 500 avortați. Asta a făcut libertatea. Și a fost o creștere câțiva ani și după aia a început ca să scadă, pentru că ne-am mai civilizat și noi un pic. Se va pretinde o aliniere la valorile lumii în care trăim. Și una dintre opțiuni este ca să zicem, asta este, dacă vrem să fim parte din această lume, trebuie ca să ne supunem valorile ei.
Ceea ce știm clar că nu este opțiune. Hristos este nu doar mântuitor, dar este Domn și nu poate fi subordonat lumii. Dumnezeu nu poate ca să fie subordonat lumii. El controlează lumea, El domnește asupra lumii și noi ca și copiii Lui nu putem accepta ca să fim subordonați lumii și valorile ei. Asta probabil că atât timp cât nu este foarte incomod, nu este o opțiune pentru care o să optăm. Deși dacă va veni și aici, cum sunt în alte țări, cum este în Siria sau în Orientul Mijlociu, că pedeapsa pentru a fi creștin este moartea, o să ne conformăm. Hai să ne uităm, de exemplu, chiar la culturile evanghelice. Câți colaboratori au fost cu securitate? Nu, astea sunt valorile. Trebuie să informezi despre frații tăi la securitate ca să poți, ca să activezi în societatea asta. Asta faci, n-ai ce faci. Deci nu suntem imuni. Dar totuși, până nu este prea grav, o să rezistăm. O să rezistăm. 2. Creștinismul se poate retrage din lume. Că trăim în lumea aceasta, mă duc la servici, dar n-am nicio tangență cu ea. Adică încerc ca să mă retrag. Sau unii, de exemplu, cum ar vrea fratele Iuliu, se duc pe un vârf de deal, să vândă tot, să trăiască acolo, să uite de lume. E tentant. E tentant să te speli pe mâini de această lume și să zici, m-am retras. Dar nu este biblic această variantă. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 5, de exemplu, v-am scris în scrisoarea mea să nu vă asociați cu cei desfrânați. Dar nu m-am referit la oameni desfrânați ai acestei lumi, sau la cei lacom și tâlhari, sau la cei idolatri, pentru că atunci ar trebui să ieșiți din lume. Rolul nostru ca și creștini nu este să ieșim din lume. Și să nu fim ca și lumea, deși trăim în lume. Să nu fim parte din lume, deși suntem în lume. E tentant și mi se pare că aici atindem de cele mai multe ori. Da, trăiesc în lume, dar n-am nicio legătură cu ea. N-am nicio legătură. Ea nu mă influențează pe mine, eu nu o influențez pe ea. Problema este că asta de obicei este o minciună. Ea mă influențează foarte mult, dar eu nu o influențez deloc. Pentru că m-am retras. Dar ea nu s-a retras din viața mea. Când tu te retragi din lume, ea nu se retrage din viața ta. Dacă tu nu te duci la lucru să le spui colegilor despre Hristos, aia nu înseamnă că ei nu vin să spună despre alte prostii. Mă înțelegi? Tu ești modelat de lume. Că tu nu modelezi lumea asta, e altceva. Tu ai luat un pas înapoi, dar aia nu ia un pas înapoi, aia e un pas înainte. Și te trezești peste 10 ani, peste 20 de ani, că tu te-ai retras fain frumos din lume, dar lumea este prezentă în viața ta, în familia ta, în biserica ta. Sau 3. Creștinismul poate cuceri lumea, poate consacra lumea. Dumnezeu va răscumpăra până la urmă toate lucrurile, pentru că El a cucerit lumea. Suntem chemați să cucerim toate lucrurile pentru slava sa. Priviți cum se încheie viziunea lui Isaia în versetul 17. Tot așa, după 70 de ani, Domnul va cerceta Tirul și se va întoarce iarăși la câștigul lui. Va avea legături cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului. Dar câștigul și plata lui vor fi închinate Domnului. Nu vor fi nici strânse, nici păstrate, ci câștigul lui va aduce celor ce locuiesc înaintea Domnului o hrană îmbelșugată și haine strălucite. Astfel spus, societatea aceasta murdară, cultura aceasta murdară, și ea până la urmă va fi subordonată, va fi cucerită, va fi înnoită de Dumnezeu. Și ce oamenii au pervertit în creația lui Dumnezeu, Dumnezeu va curăți, Dumnezeu va consacra, Dumnezeu va sfinți. Va fi închinată Domnului. Sau priviți cum descrie Ioan în Apocalipsa 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră și nici marea nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Ioan vede că prostituata care el numește Babilonul, care numește Tirul, care numește lumea aceasta alungată și în locul ei vine mireasa lui Hristos. Toate lucrurile sunt înnoite. Pământul este înnoit. Creatura este înnoită. Absolut totul este consacrat, este pus deoparte pentru Dumnezeu. Suntem chemați ca să cucerim lumea.
ca să sfințim tot ceea ce face, fie că mâncăm, fie că bem, fie că muncim, spune Scriptura, tot trebuie să facem pentru slava lui Dumnezeu. Trebuie să facem faptele noastre în această lume în așa fel încât El să le privească și să dea slavă Tatălui. Retragerea nu este o opțiune, supunerea nu este o opțiune, ci trebuie să trăim în așa fel încât să cucerim lumea. Pentru că El a cucerit lumea. Hristos spune, în lume veți avea necazuri. Dar Eu am cucerit lumea. Este o bătălie care este învinsă deja, care este câștigată deja. Și noi avem datoria ca să mergem și să luptăm în lume și să consacrăm, să sfințim ceea ce este pervers. Evident, sunt lucruri care tu nu le poți sfinți. Țin minte când eram tânăr, aveam un prieten foarte bun la biserică și el zicea, păi, eu când ajung la facultate, eu vreau ca să îmi iau un job la un bar. De ce? Păi și mă gândeam că dacă lucrez la un bar, acolo pot să spun la oameni despre Hristos. Ce prostie. Adică el cumva vrea să sfințească barul. I-am zis, băi, omule, nu se merge job la bar. Du-te stai la ieșire din bar sau la intrare în bar. Și spune la oameni înainte să meargă să îmbete. Sau după ce s-au îmbătat. Nu te duce tu și îmbată-i tu și în timp ce îi îmbeți, tu încerci să le spui despre Hristos. Adică să sfințesc cumva beția. Nu? Nu suntem absurzi. Dar putem în tot ceea ce facem, în tot ceea ce facem în viața aceasta, în tot ceea ce facem în munca noastră, în tot ceea ce facem în familia noastră, la servici, la școală, pe drum, putem ca să consacrăm, putem să sfințim lucrurile care sunt necurate, să le punem deoparte pentru Dumnezeu. Lucrurile banale. Lucrurile banale. Mă gândesc, de exemplu, nu vreau ca să îl laud prea mult ca să îngânfe, dar mă duc odată fratele Ciprian acasă, cu mașina. Am fost la fratele Ciprian, cred că la rugăciune sau ceva de genul, și m-am dus acasă cu mașina. Niciodată n-am ajuns așa de încet la vreme. Mă înțelegeți? Adică limita de viteză a fost limita de viteză. Eu am mari probleme să respect. Mi se pare foarte încet. Nu pot zic, băi, e absurd, ăștia care au pus legea asta, sunt absurzi. Ei nu au circulat în viața lor cu 50 la oră. Dacă ar circula cu 50 la oră, ar pune limita la 80. Și deseori depășesc limita de viteză. Mai am putut să zic la fratele Ciprian, frate, dar mai calc un pic. Totuși, cum se zică fratele păstor ca să încalci legea, nu face sens. Dar stăteam așa în dreapta și un pic mă deranja viteza cu care mergeam. Dar poți consacra, poți cuceri felul în care conduci. Eu ar trebui să-l cuceresc, să conduc mai cumpătat, mai încet, da? Poți cuceri, poți consacra felul în care muncești. Felul în care vorbești. Da? Felul în care faci comerț, felul în care absolut tot ceea ce există în această lume, da, poți face într-un fel care să fie pentru slava lui Dumnezeu. Asta suntem chemați. Asta este viziunea lui Isaia. Să nu ne punem speranțele în lumea aceasta, dar nu evadăm din lumea aceasta. Ci o cucerim, o răscumpărăm pentru Hristos, pentru că El a răscumpărat-o. Și El urmează ca să o înnoiască. Și totuși, dacă suntem sinceri, ajungem la concluzia că toți am curvit. Toți ne-am pus speranțele în altceva decât Dumnezeu. Cândva în viața noastră și din păcate se repetă, toți am gustat din minciunile lumii acesteia. Ne-am bazat pe promisiunile societății în care trăim, pe puterea ei, pe plăcerile ei, pe siguranța ei falsă. Asta este realitatea cu care ne confruntăm. Trăim într-o lume care vine și ne spune, pe de o parte, nu te conformezi, vei suferi, vei fi persecutat, nu ți se va face dreptate. Și pe de altă parte, te conformezi, îți va merge bine. Uite ce îți pot oferi. Bani, faimă, laudă. Aici operăm între aceste două poluri. Și Satana este fericit să te cucerească ori cu una, ori cu alta. Dacă vede că îți dă în cap și nu reacționezi corect, vine și te asuprește, vine și te persecută și asta te întărește în poziția ta, în credința ta, vine cu cealaltă variantă. Știi? Dacă abandonezi biserica pentru jobul ăla, unde trebuie să lucri duminica, o să ai la bani, tot poți să te duci tu miercuri seara.
Dar uite, o să poți să faci aia, copiii tăi o să o ducă bine și așa mai departe. Și poate asta funcționează. Dacă aia nu funcționează, poate merge. Dacă nu merge cu bine, le merge cu rău. Și satana este dispus să folosească orice tactică. Orice tactică. Deci aia este important ca să avem o viziune și să înțelegem că chiar dacă am gustat, chiar dacă am curvit și chiar dacă deseori cădem în aceste promisiuni false și ne bazăm în aceste speranțe deșarte, în putere, în plăceri, în siguranțe false, Dumnezeu are un plan de răscumpărare. Dumnezeu are un plan de a reînnoi toate lucrurile. El vrea să reînnoiască toate lucrurile. El vrea să te reînnoiască pe tine și nu există nimic care este prea decăzut pentru Dumnezeu. Dacă Dumnezeu poate ca să reînnoiască și să consacreze tirul, crezi că nu te poate pe tine? Dacă Dumnezeu poate cuceri Babilonul, dacă Dumnezeu poate reînnoi întreg pământul, crezi că nu poate pe tine? Dumnezeu are un plan de răscumpărare. Și în planul său, pământul va fi renăscut, Babilonul va fi curățit, tirul va fi sfințit. Și toate aceste lucruri, spune Scriptura, și toate aceste lucruri ne arată Isaia, se întâmplă și se realizează prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El a cucerit deja lumea. Nu vei putea, dacă nu înțelegi că cheia cuceririi lumii este Hristos, este trupul său și sângele lui, nu vei putea ca mâine să te ridici, să te duci în lume și ca să stai vertical în fața nedreptății ei sau să stai vertical în fața tentațiilor ei. Dacă nu ai o viziune a lui Hristos, dacă nu-L vezi pe Dumnezeu glorios în fața ta, dacă nu-L vezi pe Dumnezeu care lucrează toate lucrurile, mișcă chiar națiunile pe harta istoriei în așa fel încât să împlinească planul său, când vei ajunge în lume mâine, fără această viziune a unui Hristos care deja a cucerit lumea, fără o victorie sigură asupra lumii, când vine tentația mâine dimineață, vei falimenta. Când vine asuprirea mâine dimineață, vei falimenta. Dar dacă privești țintă la viitorul care îl ai în Hristos, dacă privești țintă la reînnoirea care o ai în Hristos, vei putea sta vertical în fața încercării, vei putea sta vertical în fața tentării și spune, n-am nevoie. N-am nevoie de puterea ta. Nu mi-e frică de amenințările tale. N-am nevoie de siguranța falsă. N-am nevoie de lauda ta. N-am nevoie de senzualitatea ta. N-am nevoie de nimic. Și nu mă sperii cu nimic. Pentru că viitorul meu este sigur. Victoria mea este sigură. Hristos pe cruce, Hristos pe Golgota a câștigat deja pentru noi totul. Ne-a reînnoit, ne-a curățit, ne-a justificat și în El avem promisiunea glorificării. Asta sărbătorim noi în această seară împreună. Împreună declarăm că suntem siguri în Hristos, că El a câștigat totul pentru noi, că noi eram aici. Noi eram parte din aceste națiuni, din aceste civilizații. Și El ne-a smuls ca din foc. Ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția Lui. Și pentru un timp ne lasă în această lume ca să fim lumini, să fim sare, să fim dovezi, să fim martori a slavei sale. Și prin noi, prin puterea Duhului Sfânt și puterea Cuvântului Său, să vestim și la alții și El să atragă pe ai Lui, să-i scoată din lume. Ca împreună să fim, în final, o mireasă glorioasă pentru Hristos. Asta sărbătorim. Asta ne dă puterea în fiecare zi să mergem înainte, să cucerim lumea. Este trupul și sângele lui Hristos care deja au cucerit lumea pentru noi. Lumea nu mai este un pericol. Lumea nu mai este o tentație care nu poate fi rezistată. Lumea este așa cum e, o vedem clar, avem o viziune clară, privim prin Hristos și o vedem ca și o murdărie, o vedem ca și ceva decăzut. Și privim la Hristos și vedem viitorul sigur, viitorul renoit, viitorul câștigat pentru noi în Hristos și trăim în acea bucurie și pășim în acea credință. Așa că astăzi împreună celebrăm această viziune măreață a lui Dumnezeu, acest plan măreț care am văzut că Dumnezeu l-a pus în acțiune și nu falimentează, care l-am văzut activ în viața noastră. Am văzut că am venit la credință prin lucrarea lui miraculoasă în viața noastră. Am văzut că suntem păstrați în credință. Am mai spus și vă spun cu dată, eu nu văd un motiv pentru care eu nu m-aș trezi mâine dimineață și să nu fiu credincios.
omenește vorbind, nu văd vreun motiv. Nu-s mai deștept ca alții, nu-s mai înțelept ca alții, nu-s mai... Nu există niciun motiv pentru care mâine nu aș lua cuvântul Scripturii să mă uit la el și să nu rezoneze nimic din el. Cum majoritatea lumii face. Nu? Avem toți cunoștințe care se uită în Scriptură și nu văd nimic. Este o condamnare doar, este mireazma morții. Este... Și tu te uiți în el și vezi viață veșnică, vezi viață. La început, el ne păstrează și el ne garantează că toate lucrurile vor fi renoite și că noi facem parte din acel plan. Asta sărbătorim noi și așa vom persevera, având o viziune corectă asupra lumii și asupra unui Dumnezeu care conduce toate lucrurile spre binele celor ce-L iubesc pe Fiul Său. Amin? Amin. Amin, frate.